A fost o săptămână destul de grea, dar suntem înapoi, am revenit, așa că punem să vedem pe scaun că avem multe de discutat. Bine ați venit la un nou episod, băieți și fete. Astăzi o să discutăm despre tot ce s-a întâmplat, cât am fost plecat, am fost la Comic-Con, am avut o grămadă de treabă, așa că n-am reușit să postez. Îmi pare rău pentru treaba asta, dar acum revenim la programul normal. Prima chestia despre care vreau să discutăm în episodul ăsta este despre țuică bună naturală și despre domnul acela. Nu știu dacă ați observat, adică sigur știți pentru că a devenit virală treaba asta pe TikTok. Mema asta a murit la fel de repede ca și cum a apărut, mă jur pe viața mea. Au fost funny la început, puțin, o zi și după aia gata, s-a dus. Pentru că deja devenise foarte repetitivă și hai să fim sinceri, nu era de cea mai bună calitate. Ca și un YouTuber de Minecraft. Și au fost funny, să zicem așa, o zi, două și după aia... Liniște, frate, liniștea de după furtună sau de dinainte de furtună, pentru că au apărut niște clipuri pe TikTok care au salvat mimul ăsta cât de cât pentru încă câteva zile și după aia l-au lăsat să moară definitiv. A apărut clipul ăsta în care un tip explică exact afecțiunea pe care o are domnul respectiv și e destul de plauzibil, da, într-adevăr. Hai să ne uităm la clip și după aia o să discutăm despre chestia asta. Toată lumea de pe TikTok se întreabă de ce domnul care vinde țuică nu spune niciodată din ce e făcută și oferă mereu aceleași răspunsuri indiferent de întrebare. Ei bine, cel mai probabil suferă de afazie, o afecțiune cauzată de o leziune în acea parte a creierului responsabilă cu comunicarea. Oamenii care suferă de această afecțiune au probleme în a găsi cuvintele potrivite și a formula răspunsuri, în special la întrebările spontane. Ei au totuși capacitatea să răspundă la anumite întrebări dacă se pregătesc foarte bine înainte și dacă respectivele întrebările sunt familiare. Ei sunt conștienți că nu pot formula cuvintele, ceea ce îi frustrează foarte tare, iar asta poate să explice de ce omul oferă niște răspunsuri la întrebări, chiar dacă nu sunt cele corecte, să nu lase pe interlocutor să vorbească singur. Deci da, mă, cam despre asta este vorba. Oricum, omul se vedea că nu este chiar tocmai sănătos, știi ce zic. Și multă lume zice că, bă, frate, cât de rău mă simt acum că am râs la mimul ăsta și așa mai departe, dar nu vă simțiți rău, pentru că nu mi se pare că ar trebui să te simți rău pentru că ai râs la treaba asta. Ba, din contră, ar trebui, frate, ca faptul că ai râs să te motiveze ca data viitoare când îl vezi sau dacă îl vedeți pe stradă să-l ajutați, făcând, nu știu, cumpărându-i o țuică sau, nu știu, pur și simplu să-l ajutați. Adică, frate, eu sunt de părere că, bă, dacă dintr-o situație nașpa poți să faci ceva amuzant din treaba respectivă și să râzi și să faci pe alții să râdă, e un plus foarte, foarte mare. Că nu cred că cineva dintre oamenii care au râs sau probabil că au fost și oamenii ăia și probabil că se simt ca cum a dat pe bună dreptate, dar nu cred că cineva și-a bătut joc de el. Adică și dacă ai făcut-o, ar trebui să știi că ești om de căcat și ar trebui să te simți așa, părerea mea. Că totuși e o diferență dintre a găsi partea amuzantă dintr-o situație nasoală și de a-ți bate joc de chestia respectivă. Și e destul de mare diferență. De aia, hai să vedem de ce mimul ăsta și-a fost salvat chiar de domnul ăsta, pentru că în sfârșit am aflat răspunsul la cea mai mare întrebare a umanității. Din ce e făcută? Păi da, vrei cu 10 lei. Din ce e făcută? Din prune? Păi da. Acum știm că e făcută din prune și putem să lăsăm mimul ăsta să moară în pace și în liniște. K-pop, the real red. Ok, al doilea lucru despre care vreau să vorbim este despre OnlyFans, pentru că ultimul meu clip a fost despre cum OnlyFans s-a împușcat efectiv în picior și a făcut cea mai proastă decizie făcută vreodată. Și ca să vezi, o da revert la nerf-ul ăla din 1 octombrie, care trebuia să fie din 1 octombrie, și anume că o da ban la porn. Acum, gata, poți să faci porn în continuare. E atât de funny, mie mi se pare cel mai funny lucru pe care o companie l-ar putea face, adică gândiți-vă așa un pic. Oamenii ăștia pur și simplu s-au împușcat în picior pentru că o banat pornu. Să fim sinceri, frate, e ca și cum ai zice că Steam n-ar mai pune jocuri pe platforma lor sau că G2A n-ar mai avea jocuri de vânzare pe platforma lor și ar avea, nu știu, cărți. Sau dacă Oșan ar bana batoanele alea cu cașcaval, dumnezeiești. E exact același lucru. E o mișcare de business atât de proastă, încât, sincer, nu știu cum dracu a putut să facă chestia asta fără să se gândească de două ori sau fără să încerce să facă tot ce le stă în cale ca să oprească chestia asta. Adică, având în vedere că a durat nici 5 zile să dea statement-ul că pornul este din nou allowed pe site-ul lor, nici măcar 5 zile nu durat. Eu nu pot să cred, frate, că o sta, să zicem, câteva luni ca să se bată cu băncile, că totuși au zis că din cauza băncilor se întâmplă chestia asta, ce se întâmplă, adică să se dea bani la port. Și dacă în 5 zile, după ce au văzut backlash-ul de la comunitate, au reușit până la urmă să continue fără a bana pornul, eu nu cred, frate, că ăștia măcar au încercat să combată treaba asta, sau poate au încercat, știi, au întrebat, auziți, OnlyFans, da, OnlyFans, nu mai aveți voie să puneți porn pe site-ul vostru că nu vă mai dau bani. Nu ne mai dai bani?
Păi, și nu se poate face ceva să se rezolve? Nu. Ok, cam ceva de genul s-a întâmplat, să mor eu, că altfel nu înțeleg cum dracu n-a reușit să facă chestia asta din prima, înainte să dea statement-ul că ei banează pornul complet. Pentru că acum toată lumea încearcă să se ducă pe alte platforme care funcționează exact la fel, Fansly sau dracu știe ce alte platforme mai sunt, nu mă interesează domeniul respectiv. După ce s-a aflat vestea asta cu OnlyFans-ul că o să fie banat pornul de pe OnlyFans, celelalte platforme au avut trafic inimaginabil pentru câteva zile, încât oamenii încercau, toată lumea încerca, îți dai seama, să-și facă cont acolo și să migreze pe platformele respective. Dar OnlyFans au văzut cât de mare pierdere îi și probabil s-au căcat un pic pe ei și au încercat tot posibilul să facă ca să își păstreze platforma, pentru că fără OnlyFans fără porn nu mai există. Indiferent ce ziceți voi, nu mai există OnlyFans fără porn. Despre asta este platforma aia, toată lumea știe despre ea din cauza la porn și mereu o să fie la fel. Și mi se pare extrem de funny și extrem de ciudat faptul că oamenii ăștia acum așa art cu inclusivitate și că sex work is real work și susțin chestia asta și așa mai departe, dar până când să vadă backlash-ul de la comunitate și că își pierd o grămadă de bani și efectiv își pierd platforma, nu au încercat să facă nimic în privința asta. Probabil au încercat, uite-te că nu au încercat destul, adică dacă chiar i-ar fi păsat cu adevărat de treaba asta și nu le-ar fi păsat mai mult de faptul că pierd bani, atunci ar fi făcut treaba asta de la început, pentru că dacă s-a putut în 5 zile, s-ar fi putut și până atunci. E atât de funny, mă jur, îți dai seama că acum nimeni n-o să mai facă content acolo. Deci eu cred că ori oamenii care o să rămână acolo să aia care o să aibă following-ul foarte mic și le-ar fi greu să migreze pe alte platforme, sau oamenii care o să facă să fie pe două platforme simultan până când o să migreze de tot pe altă platformă. Deci eu nu cred că cineva ar mai rămâne pe OnlyFans după ce s-a întâmplat și după ce știu că au probleme cu băncile și așa mai departe, pentru că nu mai e trustworthy. Eu n-aș avea încredere dacă aș fi făcut content pe OnlyFans, mai rămân pe OnlyFans după ce s-a întâmplat. Știu că mulți ați zis în video trecut, m-ați întrebat: bă, Reda, tu consumi OnlyFans sau de ce ești așa interesat de chestia asta? N-am consumat și nu o să consum niciodată, dar e o știre interesantă și este interesant să vorbești dintr-un punct de vedere al business-ului despre treaba respectivă. Oricum, așteptăm să vedem în continuare ce o să se întâmple. Nu știu, eu zic că o să moară de tot OnlyFans-ul în cel mai scurt timp, maxim, îi mai dau maxim un an. Sincer, maxim un an îi mai dau OnlyFans-ului și după aia o să moară platforma cu totul, pentru că au făcut aceeași greșeală care a mai fost făcută deja, gen de exemplu de Tumblr. Oricum, om trăi și om vedea, eu am fost băieți vede verified pe TikTok și am zis că, bă, frate, dacă tot fac episoade despre TikTok-uri de ăștia cringe, de ce zi eu prost, frate, și nu mă folosesc de cea mai mare platformă și mai high platformă la momentul actual ca să fac content și mai blană? De ce? Așa că am luat verified pe TikTok, dați-i follow pe TikTok, o să apară TikTok-uri cu roast-uri, o să apară TikTok-uri cu highlight-uri din clipuri, stream-uri și așa mai departe. O să fie fun, o să ne distrăm, o să încerc să pun cel puțin un roast pe săptămână și pe TikTok acolo. Nu uitați să-mi dați follow pe Instagram, bogdi.v. Suntem on the road to 100k. Bine și înțeles, subscribe, like, share și tot acâmul. Noi o să ne auzim episodul următor, twitch.tv/r34 pentru streamuri. Nu uitați să-mi dați subscribe și pe canalul secundar, unde postez zilnic câte două clipuri sau un clip. Și ne auzim episodul următor. Să aveți o seară minunată. A, da, un like și primiți o brichetă. Hit the chicken spot, my blood thicker than your plot, ay. Yeah, I know they watch, looking try to steal my sauce, ay. Cause I got the juice like I'm sipping high C. Rhymes punch Ali, and your bitch is top three, ay. She like, what it do, those are